De cele mai multe ori când ne confruntăm cu insomnii sau probleme generate de stres, probleme și griji, specialiștii ne sfătuie să adoptăm un stil de viață sănătos și să încercăm să consumăm alimente care să ne ajute să avem parte de un somn odihnitor. Poate nu te-ai fi gândit la asta până acum, dar semințele de dovleac sunt extrem de potrivite pentru tine atunci când vrei să ai parte de un somn liniștit. Sunt bogate în magneziu, fier, seleniu, fosfor și multe minerale. Conțin de asemenea triptofan, un aminoacid fundamental care îți reglează somnul. Bananele sunt extrem de sănătoase și hrănitoare pentru organismul uman. Conțin potasiu, absorb excesul de apă din corp și favorizează odihna. Aceste fructe exotice sunt bogate în magneziu, vitamina B și triptofan, susțin specialiștii. Toate aceste substanțe naturale ajută la scăderea nivelului de cortizol prin promovarea relaxării musculare, ajutând astfel la creșterea calității somnului. Fructele uscate sunt gustoase, hrănitoare și perfecte pentru a fi consumate drept o gustare la orice oră. Ele oferă organismului nostru celebri acizi grași polinesaturați, importanți pentru prevenirea bolilor coronariene, a hipertensiunii și a tulburărilor sistemului imunitar, potrivit specialiștilor. De asemenea, fructele uscate funcționează precum un puternic antioxidant care contracarează acțiunea radicalilor liberi responsabili de îmbătrânirea celulară. Fisticul și migdalele conțin o cantitate mare de magneziu și melatonină. Este indicat să le consum deoarece te vor ajuta să ai parte de odihnă pe timpul nopții. Fructul pasiunii conține proprietăți organoleptice și poate fi consumat în stare proaspătă, dar și sub formă de pulbere. Potrivit experților, acesta ar conține apigeanină și crește producția de GABA, neurotransmițătorul calmului și relaxării, iar mai multe studii au arătat că floarea pasiunii ameliorează tulburările de somn atunci când este luată timp de 4 săptămâni. Pudra de fructe de pasiune este ideală pentru a pregăti un ceai parfumat de plante de băut înainte de culcare. Relatează playtech.ro.